Hudinașilor, astăzi vreau să vă arăt un secret foarte, foarte mare pe care l-am găsit în ultimul update din Brookhaven. Așadar, să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, pentru că acest secret este efectiv uriaș, bro. Deci trebuie să rămâneți până la final să vedeți. Și secretul se află chiar la muzeul care s-a adăugat în Brookhaven. Dacă nu știați, s-a adăugat un muzeu, frate. O să-mi pun viteza 45, hai că mi-am pus 34 din greșeală, și o să vă arăt cum puteți să vă luați muzeul. Pentru cei care nu știți, trebuie să veniți aici, în zona aceasta unde este poșta, și apoi trebuie să urcați pe scări și aici puteți să vă luați muzeul. Scrie aici muzeu, am apăsat zbeng, gata, și acum s-a transformat locul într-un muzeu. Dacă vă amintiți, pe episodul trecut am spus eu că mi se pare că de aici lipsește ceva și într-adevăr lipsește un item. În episodul de astăzi o să vedeți care este itemul ce lipsește de acolo și pe lângă asta ce secret ne dezvăluie acesta. Mamă, sunt o grămadă de lucruri foarte, foarte șmechere care s-au adăugat în noul update. Și pe lângă asta, cine știe, poate pe următoarele episoade o să mai descifrăm care-i treaba cu hashtag-urile astea pe aici, pentru că avem o grămadă de hashtag-uri la tablouri și momentan nu știu la ce funcționează toate nebunile astea, adică nu știu dacă ascund vreun secret sau ceva de genul ăsta, poate sunt doar așa de design. Însă, hai să mergem să vedem care este treaba cu obiectul lipsă. Așa, am uitat pe episodul trecut să vă arăt și cristalul ăsta de aici. Practic, cristalul ăsta este cel pe care îl poți lua din casa aia, cum se numește, bro? Nu știu care o denumire, însă e casa aceea unde te duci în pod și de acolo poți să iei cristalul ăsta. O să vă arăt, dacă nu, pe finalul episodului. Hai să vedem acum cum facem rost de itemul lipsă. Ca să facem rost de itemul lipsă, trebuie să mergem la spital, desigur. Și aici la spital trebuie să urcăm acolo în zona abandonată, pentru că trebuie să apăsăm câteva butoane. Deci mă duc așa frumos, zbeng, am urcat și mă duc să apăs acum pe foaia agenției. A luat foc foaia, ceea ce înseamnă că am activat un secret, după care o să plec și o să mă duc în partea de jos a spitalului, pentru că aici trebuie să mai apăs pe ceva. O să mă duc în camera cu raze X, zbeng, și apăsăm și pe foile astea albe. Dacă am apăsat toate butoanele astea secrete, acum ce trebuie să facem? Trebuie să plecăm de la spital și desigur trebuie să mergem către librărie, bro, pentru că la librărie aici o să avem itemul lipsă pe care o să-l folosim să dezvăluim un nou secret care s-a adăugat în noul update, bro. Și ca să facem asta, desigur, trebuie să intrăm în librărie și aici trebuie să sărim să luăm cartea roșie. Cartea roșie este itemul lipsă secret care ar fi trebuit să fie la muzeu. Și hai să vedem cu ce o să ne ajute dacă o să ducem cartea acolo. Tot ce trebuie să facem acum este să urcăm aici deasupra poștei și să punem cartea la loc, bro. Fiți atenți aici, o să mă duc aici aproape și o să dau să pun cartea. Și o să vedeți că ceva o să se întâmple. Opa, a apărut acum o chestie roșie aici și pe lângă asta apare fantoma domnului Brookhaven, bro. What? Și domnul Brookhaven are cartea în mână. Hopa, și acum avem și cuvintele. Bro, au apărut și cuvintele aici. What? Prea tare. Și a dispărut și chestia asta roșie. Băi, deci au apărut și cuvintele. Trebuie să vedem toate cuvintele. Mamă, la asta nu mă așteptam, sincer să fiu. Hai să mai punem o dată cartea. Ia stai să vedem dacă mai merge. Da, merge. Și acum apare din nou domnul Brookhaven acolo. Ia uite, se vede un fum. Apare domnul Brookhaven
Și ia să vedem de ce l-avem pe domnul acesta care pare a fi avar. What? Doamna asta are cuvântul frică sub ea. Ok, și acolo n-am mai apucat să văd. Trebuie să pun din nou cartea. Stai frate puțin. Dă-te bro puțin să pun aici. Uite, să-ți arăt un secret. Ia că îl învăț pe băiatul ăsta noul secret. Aaa, și aici nu-ți dezvăluie și cuvintele astea alte. Ok. Ok, super, super ciudat, bro. Pot să pun asta aici? Nu. Înseamnă că aici avem nevoie de un nou item. Mamă, prea tare, frate. Ok, deci avem doar două cuvinte secrete. Bro, de ce ai schimbat ce ai pus iară pe muzeu? Stai așa să activăm. Deci avem doar două cuvinte secrete descoperite. Și avem desigur și fantoma domnului Brookhaven. Ia uite-l acolo pe domnul Brookhaven. Stai puțin frate că nu-l mai văd bine pe domnul Brookhaven. Și este super super speriat. Mama mia. Dar ce e cu domnul ăsta așa avar? Nu știu, e super super ciudat. Mamă, amigos. Ok, asta cred că e craniul domnului Brookhaven. E posibil, frate. E posibil să fie așa. Mamă, poate din cauza asta apare domnul Brookhaven aici. Cine știe, poate a murit. Să-mi scrieți și voi acolo în comentarii părerea voastră. Chiar sunt curios ce credeți voi. Mamă, mai trebuie să mai pun încă o dată cartea aici, bro. Că mi se pare prea insane. Ia să scot și asta. Mamă. Și... Ia vezi. Opa, ia uite-l cum apare. Mamă, e prea interesant, sincer să fiu. Ok, bro. Nice. Deci cam așa stă treaba cu secretul acesta. Acum trebuie să îl deslușim pe celălalt. Însă probabil că ne vor ajuta la ceva cuvintele astea. Mă gândesc, nu știu, că cuvintele poate sunt cheia către următoarea descoperire. Deci îl avem pe domnul ăsta Lacom Avar și o avem pe tante aceasta care pare a fi, nu știu, înfricoșătoare probabil, pentru că avea acolo cuvântul scris Frickagen, ceea ce este puțin cam ciudat dacă mă întreb pe mine. Și haideți să vă arăt și cristalul ăsta, poate mulți dintre voi îl știți, însă vreau să mă duc să-mi iau o casă. Ia stai, opa, bă, ce s-a întâmplat aici? A, vine zăpada, mi s-a glitchuit caracterul pentru câteva secunde. Nu prea mă mai asculta. Și hai să mergem aici în partea asta de sus ca să îmi iau o casă și eu. Băi, ce-i cu zăpada asta? A venit ninsoarea nebună, frate. Mamă, ce zăpadă se pune aici. Oh my god. Ok, ceva e super, super ciudat. Și stai să vedem unde este casa. Deci ar trebui să fie... căsuța asta nu e asta, bro. Nu e asta. Bă, stai, am trecut pe lângă ea. Ok, asta trebuie să fie. Deci casa asta ar trebui să fie. Hai să mergem să luăm rapidos. Ia să vedem, trebuie să iau neapărat super, super rapid cristalul de sus. Bă, dăm cristalul, ia. Opa, mamă, e lag pe server, bro. Deci efectiv sar și mă saltă după 10 minute. Ok, super ciudat. Și avem aici cristalul. Cam așa arată cristalul. O să mă întorc cu el înapoi ca să vedeți că e exact același. O, dar ce-i cu lagul ăsta, frate? Poate de la zăpadă, cine știe. Ok, și băgăm acum viteză maximă. Ia și urcăm din nou acolo sus. Ia asta, așa să urcăm pe scăriță și mergem la muzeu. Deci avem cristalul. Cristalul este exact la fel, dacă vă uitați, ca cel de acolo de pe, cum se numește ăsta, bro? De pe mobil asta, să-i spunem așa. Și cristalul ăsta se face mai greu rost de el. Trebuie să faci foarte, foarte multe chestii și e destul de rar, adică nu apare super, super des. Însă, cristalul acesta îl poți lua direct așa, fără nicio problemă. Ia, putem să-l punem aici? Nu putem să-l punem, am zis să încerc dacă tot l-am luat. Și hai să vedem să mai punem încă o dată cartea. Gata. Ia uite ce tare se aprinde chestia asta roșie așa. Se aprinde așa dintr-o dată și îl avem acolo desigur pe domnul Brookhaven.
cu cristalul ăsta nu putem să facem nimic, ei și ne știe de ce avem nevoie, dar dacă voi cumva v-ați dat seama sau nu știu, poate aveți voi vreo idee cum am putea să deslușim și misterul celălalt, să-mi scrieți acolo neapărat în comentarii. Cam acesta a fost episodul Hutinașilor, să nu uitați să rupeți butonul de like, să apăsați și pe subscribe și pe clopoțel ca să primiți toate notificările, iar noi ne reauzim ca de fiecare dată pe următoarele episoade. Pa, pa!